au descoperit istoria satului Duruitoarea Veche din raionul Râșcani printr-un joc. 40 de elevi din orașul Florești, însoțiți de profesori, au participat la un joc unde au descoperit atracțiile turistice, dar și istoria lor. Participanții au format 6 echipe, iar fiecare trebuia să treacă pe la toate 6 locații, unde găseau câte o notă informativă despre locul dat. Grota are 3 seli, că 1, 2 și 3. Moșnii dușim. Cu lungime total 49 de metri și o lățime de 5 pe 9 metri. Elevii au rămas plăcuți surprinși în urma acestui joc. Astfel, spun ei, au descoperit lucruri frumoase, dar și istoria acestei localități deosebite. Este foarte interesant și plus că învățăm lucruri noi și ceva ce o să ne rămână în amintirea noastră. Foarte mult, foarte multă verdeață, în primul rând, și foarte multe elemente de natură care nu le vezi oriunde. Mie mi se pare că este foarte vesel, că noi alergăm pe aici, să aflăm mai multe lucruri și poate când să ajungem la școală, să povestim la alții ce am văzut. Și ce ai văzut până acum aici? Când mergeam spre drum aici, am văzut foarte mult câmpii, că știa urcat pe unul dintre dânsele când să găsim punctul, mult verdeați, copaci. Este prima experiență de așa fel, de așa natură. Mi-a stârnit curiozitatea și abia aștept să văd ce mai urmează pe parcurs. Aparent am aflat despre animalele preistorice, din glota glaciară, despre mamuți, și despre un arheolog din localitate care a contribuit la crearea istoriei. Este una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Este o posibilitate de a studia trecutul strămoșilor noștri și împreună putem deduce și viitorul. Din spusele mentorului nostru vom descoperi ceva nou în această localitate minunată. Profesorii spun că în acest mod elevii învață și memorizează informația mult mai ușor și eficient. Este o inițiativă destul de bună, mai ales pentru copii, pentru că mergem și cunoaștem ce a fost în trecut, ce s-a petrecut, ce animale, plante. Este o inițiativă superbă, excelentă. Nu sunt entuziasmați mai repede ca noi. Noi trebuie să alergăm de urma lor. Chiar sunt foarte ok. Bravo! Organizatorul Nicolae Moscalu spune că un astfel de joc poate fi desfășurat în orice localitate, iar elevii pot vedea pe viu locurile istorice. Evenimentul joc pe teren descoperă Duruitoarea. Cu aceeași ocazie poate fi descoperit oricare sat. Deci, în cadrul acestui exercițiu, am identificat 6 atracții turistice din localitate și am invitat pentru participare tinerii din raionul Florești. Deci, tinerii o să descopere câteva atracții. Una dintre însele ar fi lacul de acumulare, cel mai mare lac din Moldova, Marea de Nord a Moldovei, cum îi se mai spune. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului Stâncile Prutului, care are drept scop promovarea destinațiilor turistice din raioanele Glodeni, Edineț și Râșcani. Proiectul este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului Asistență Poloneză pentru Dezvoltare 2021.